În urma materialelor difuzate de către știrile V24 referitoare la starea deplorabilă în care se află policlinica din Vaslui, conducerea Consiliului Județean a decis să ia atitudine. Aceasta va investi în perioada următoare în reabilitarea clădirii. Am alocat pentru ședința de vineri 600 de milioane în prima fază ca să ne apucăm imediat să reparăm acele spații care sunt în ultimul hal din policlinică. În partea a doua anului, în funcție de posibilitățile financiare, o să caut să mai găsesc încă aproximativ 600 de milioane, ca să fac în total 1.200.000, cam cât mi-ar trebui pentru repararea ușilor, ferestrelor și a utilităților din policlinică la ora actuală. Atât am, fac cu cât am. Vasluienii susțin că era vremea ca cineva să-și întoarcă fața către policlinică și să o salveze, însă se așteptau ca și Ministerul Sănătății să se implice. Este nevoie de urgență să facă o policlinică mare, modernă, cum e la Iași, pe lângă Sfântul Spiridon, unde e Statuia Libertății. Să avem medici buni, specialiști, să ne vină și la noi aici, să facă operații bune. Vedem o clădire modernă, frumoasă, cum este sediul PDL-ului. Coară lângă Econ. Așa să ne fac o policlinică ultramodernă, cu specialiști, cu asistente mari, frumoase, deștepți, inteligenți. Dar trebuie să implice și Ministerul Sănătății, nu? Atâta lume are nevoie de policlinică. Adică să implice și Consiliul, bine că sunt la primării. Dar și Ministerul are niște obligații, nu? Ca să și Vaslui să fie bine tratat acolo. Lucrările de reabilitare a policlinicii vor începe în cel mai scurt timp, asigură autoritățile. Aici se va muta personalul administrativ al Spitalului Județean atunci când acesta va intra în reabilitare.